Călin și Petre Geambașu, oricât ar încerca, nu reușesc să îngroape securea războiului. Deși în ultima perioadă părea că pacea s-a așternut între cei doi, fiul celebrului artist atacă din nou. Recent, Călin Geambașu a făcut câteva comentarii acide la adresa părintelui său, subliniind că acestuia îi lipsesc asumarea și sinceritatea. Scandalul în familia Geambașu a început în urmă cu mai mulți ani, atunci când Călin și-a acuzat tatăl în spațiul public că l-a traumatizat în copilărie. Acesta a susținut că Petre Geambașu i-a arunca jucăriile dacă nu era cu minte sau îl pedepsea punându-le să mănânce de pe capacul de toaletă. De asemenea, a fost menționată și agresiunea fizică. Deși a admis că își pedepsea fiul, Petre Geambașu a negat majoritatea acuzațiilor. Călin Geambașu, un nou atac la adresa tatălui său. Deși în ultima perioadă Călin Geambașu spunea că relațiile cu tatăl său s-au îmbunătățit și chiar au început să petreacă timp împreună, recent acesta a lansat un nou atac. În data de 30 octombrie, bărbatul și-a aniversat ziua de naștere, iar de la eveniment a lipsit Petre Geambașu. Artistul nu și-a dorit să-l aibă pe tatăl său alături în momentul în care a împlinit 47 de ani și nu a ratat ocazia pentru a lansa o nouă serie de atacuri la adresa acestuia. Călin Geambașu a declarat că acela care i-a dat viață, în ciuda vârstei, nu dă dovezi prea mari de sinceritate sau asumare, fiindcă eu pun preț pe autenticitate și pe sentimente curate. Nu cred în împăcări de tip hei-rup, la date fixe, ci doar în cele consolidate, care au la bază acțiuni temeinice, onest și bună purtare constantă. Nu trăim doar de sărbători și zile de naștere. Ce se întâmplă între date fixe contează cu adevărat. Anul are 365 de zile, timp suficient cât oamenii să fie buni unii cu alții și să se sprijine reciproc, atât cât pot.